Și este a doua expoziție în care trebuie să vorbesc în fața unui public atât de numeros. Dar am spus, dacă acum sunt la nivelul 4, treptat, pe la 50 de ani ajung la 6-7. O să încep puțin, m-am gândit să fac un discurs, am avut de ales între un discurs tehnic, să vorbesc mult despre pictură, sau să vorbesc mai mult ca o poveste. Și am ales partea a doua. Consider că fiecare întâlnire între doi oameni nu este întâmplătoare. Este cumva mai mult decât un joc al întâmplării, este ceva care vine de sus, din metafizic. L-am cunoscut pe Ștefan prima oară și a fost foarte interesant că mama lui este născută tot pe 19 ianuarie, ca și mine, și este profesor, dar de pictură. Tatăl lui Ștefan îl cheamă Cristi, ca pe tatăl meu. Pe el îl cheamă și Daniel, ca și pe mine. Că nu mai putem vorbi de întâmplare în acest caz. Apoi Zoran, puțin mai târziu am aflat că tatăl lui l-a cunoscut pe pictorul Marin Petre Constantin. Marin Petre Constantin, care a fost profesorul lui Vasile Popa, Vasile Popa fiind maestrul meu, cel care m-a inițiat pe mine. Deci fiecare întâlnire cred că are un soi de divinitate acolo. Tertulian spunea, nu pe tine suflete școlit, ci pe tine suflete, care singur te ai, de neștiința ta am nevoie. Atunci când sufletul nu este, nu are cunoaștere, atunci când nu este școlit, atunci este pur, atunci este mult mai deschis către nou. Este acel suflet în care poți să pui. Este acel suflet care, dacă îi pui o cunoaștere autentică, el poate să crească armonios încă de la început. Uneori întâlnim oameni care au făcut școală, au studiat foarte mult artele și sunt dezorientați, nu știu încotro să meargă. Merg la un profesor, îi spun ceva, alt profesor îi spun altceva. Să vorbesc despre lucrările lui Ștefan, partea stângă. Este foarte... El a făcut mai mult desen decât pictură, în comparație cu Zora, care a făcut mai mult pictură decât desen. Am observat la el, încă de la început, am făcut de 3 ani cu ei, o aplicare către proporție, tot ce înseamnă anatomie, tot ce înseamnă figură umană. Încă are acea cunoaștere de care vorbeau grecii, cunoașterea mimetică. Poate foarte ușor să-și imagineze la nivel mental un personaj și apoi să-l reproducă pe hârtie. Pictura are, deși este mult spus, are o profunzime andreșiană, mai ales putem observa la acel portret. Este foarte implicat în ceea ce face. Are momente când este foarte, foarte profund, se implică la fiecare tușă pe care o pune. Dacă e să ne uităm la Zoran, pentru el este importantă trăirea emoțională,
observăm tușa pe care o pune, este foarte încărcată de trăire, încărcată de emoție. De la început am observat că are o aplicare spre foarte multă pastă. Pasta care acum, după cum puteți vedea, este un cuvânt destul de dur, grosieră, însă cu timpul, cu siguranță, dacă va urma acest drum, va fi o pastă care se va transforma în spirit. Aceste lucrări, lucrarea mare din dreapta, cele trei din stânga, sunt făcute din imaginație. Sunt făcute din minte și nu atât de mult contează forma și desenul, ci implicarea lui și armonia pe care reușește să o găsească, care o are deja dată. Eu ca profesor nu fac nimic altceva decât să activez acele rotițe, să le numesc, în interior, care să poată să iasă la suprafață această armonie. Armonie pe care o întâlnim și la Ștefan, în special în acel tablou, care este ultimul făcut. Este un peisaj pe fereastră. Putem observa cât de bine echilibrează acel portocaliu cu albastru de la cer și cât de bine circulă verdele în tot tablou. Asemenea și la acest buchet de flori, care este făcut Ștefan Baște. La fel, pictând și acest profesor cu foarte multă pastă, ne spunea nouă în glumă, dacă cum îi putem recunoaște lucrările lui în caz că sunt puse cu spatele. E simplu. Le ridicăm și care sunt mai grele, acelea sunt ale lui. Da, părinții vor avea o problemă cu tuburile pe care le consumă zora. Nu am probleme. Pentru că la o lucrare consumă un tub. Deci, da, uitați-vă. Pentru o cauză, nu de la. Da. Și Van Gogh făcea cam la fel. Și Van Gogh făcea cam la fel. Da. Mă rog cu fratele lui. Este un început pentru ei, această expoziție. Este un început care promite foarte mult. Dacă ei vor urma acest drum, cu siguranță vor ajunge în pictură extraordinar de sus. În același timp, expoziția cred că vine și cu o încredere pe care ei au nevoie spre a păși pe acest drum al artei. Pentru că încurajările și tot ce vine din exterior, mai ales la început, întotdeauna sunt binevenite. Vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare și vă invit la un pahar de suc, un fursec și ce mai este pe acolo. Mulțumesc! Ce? Vrei să-mi alegi ceva sau ce? Ah.